mulți ani, Colegiul Tehnic Danubiana! În această perioadă festivă, gândul mi se îndreaptă către cei 8 ani petrecuți în băncile Colegiului Tehnic Danubiana, locul care m-a pregătit pentru viață pe toate planurile. A fost o experiență de neuitat, în care am întâlnit oameni de onoare, datorită cărora am rămas cu prietenii pe viață. Aș dori pe această cale să mulțumesc domnilor profesori pentru sprijinul, implicarea și educația primită. Continuați să modelați caractere și să ghidați destine. Sunt mândră că am fost eleva acestui minunat colegiu. La mulți ani, Danubiana, la mulți ani pentru sărbătorirea celor 50 de ani de la înființarea acestui minunat colegiu. Andreea Hurbă, promoția 2013. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea liceului, am plăcerea de a transmite recunoștința faptului că am fost elevă la Colegiul Tehnic Danubiana. Multe generații de succes în continuare, alături de profesori minunați ce se le îndrume. Multe mulțumiri tuturor profesorilor, în special doamnei diriginte Ungureanu Doina și doamnei profesor Alexandru Ana Maria, ce mi-au fost ca un mentor în viață. Sunt Claudia Furțade, promoția 2015. La mulți ani, Colegiul Tehnic Danubiana, felicitări pentru promoțiile și generațiile care le-ați pregătit pentru viață și le-ați format. Și rugămintea mea să țineți tot așa. Aici Pânzar Bogdan, promoția 2010-2014. La mulți ani încă. Vă fie viața numai lumină și în lumină să dăinuiți pentru credință și fericire. La mulți ani să trăiți. La mulți ani, Danubiana, la mulți ani, celor mai frumoși ani adolescenței mele. Vă salut cu drag pe toți și astăzi la împlinirea celor 50 de ani de existență a Colegiului Tehnic Danubiana. Vreau să vă doresc din suflet tot ce e mai frumos pe lume, ani prosperi și elevi silitori să vă calce mereu pragul. Mulțumesc tuturor profesorilor pentru fiecare cuvânt, fiecare învățătură și fiecare amintire întipărită în suflet chiar și astăzi, iată, la aproape 10 ani de la terminarea liceului. Mulțumesc din suflet doamnei profesor Alexandru Ana Maria pentru că iată, deși a trecut atât de mult timp, astăzi, prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul internetului, vă pot fi alături și vă pot transmite toate gândurile mele bune. Mulțumesc pentru cei mai frumoși ani, mulțumesc pentru cele mai frumoase amintiri, mulțumesc pentru tot efortul depus. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc tot ce e mai frumos pe lume. La mulți ani, Danubiana! Salutare! Numele meu este Parascheva Andrei și sunt absolvent al Colegiului Tehnic Danubiana, promoția 2016. Deși am urmat profilul economic în liceu, mi-am dat seama că nu aceasta este calea mea, datorită profesorilor și colegilor mei. Astfel, după liceu, urmăm școala de pompieri Boldești. În prezent sunt comandat de echipaj și conducător auto la ISU Iași și tânăr absolvent de master în domeniul sistemelor industriale în tehnologii moderne din cadrul Universității Tehnice Asahi. Pentru mine, liceul a avut un rol foarte important pentru a-mi da seama ce îmi doresc pe viitor și pentru a realiza acest lucru. La mulți ani, Colegiului Tehnic Danubiana! Dragi profesori și elevei Colegiului Tehnic Danubiana, numele meu este Ivănescu Alexandra Claudia și am absolvit Colegiul Tehnic Danubiana în anul 2016. Spunând lucrurile astea, acum îmi dau seama cât de mult timp a trecut de atunci și nu-mi vine să cred, pentru că mie mi se pare că s-a întâmplat ieri. Îmi amintesc cu drag de anii de liceu, pentru că sunt anii care m-au format pentru ceea ce sunt astăzi. Eu, în cadrul Colegiului Tehnic Danubiana, am studiat la profilul contabilitate, iar tot parcursul meu după aceea a fost pe același profil. Am absolvit licența în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor la profilul contabilitate și informatică de gestiune. Apoi am absolvit masterul în cadrul aceleiași facultăți din Iași la profilul contabilitate, expertiză și audit, iar în momentul de față lucrez ca economist la Iulius. Vouă vreau să vă urez mult succes în ceea ce v-ați propus să faceți și să ne auzim cu bine. Și la mulți ani Colegiului Tehnic Danubiana pentru cei 50 de ani de existență și activitate. Liceul meu împlinește 50 de ani, iar eu am cam jumătate din vârsta lui. Wow, we're getting old! Salutări tuturor! Aici Ivănescu Gabriela Laura, într-o variantă mai matură și mai îmbunătățită.
Chiar dacă mă aflu departe de casă, aș vrea ca astăzi, cu ocazia acestui moment festiv, să mă întorc măcar cu gândul într-una din primele stații din care a pornit călătoria mea, și anume Colegiul Tehnic Danubiana. Oriunde mă va duce drumul și în oricâte stații voi mai coborâ, voi purta mereu cu mine amintirea anilor de liceu și amintirea profesorilor mei care cu recunoștință m-au învățat să fac diferența dintre rău și bine, dar mai ales dintre foarte bine și excelent. De la copilul timid care a intrat în liceu și până la adolescenta semi-rebelă ce credeam eu că eram când am plecat la facultate, au existat foarte multe urcușuri și coborușuri și foarte multe versiuni de eu, însă am învățat să-mi depășesc fricile și să mă bucur de fiecare oportunitate, de fiecare moment de adrenalină și de necunoscut. Despre mine nu pot să vă spun cu certitudine că am devenit un adult pe de-antregul, ci mai degrabă că încă mă mai joc de responsabilitatea. Nu pot să vă vorbesc despre o carieră spectaculoasă sau de vreo avere considerabilă pe care să o fi adunat în urma acestor ani, însă pot să vă vorbesc despre cum am evoluat eu. Am rămas fidelă drumului pe care am pornit pe băncile liceului, și anume profil economic. Am urmat facultate de marketing și apoi un master în comunicare în afaceri, iar în prezent sunt un om de marketing mereu pregătit pentru o dezbatere. Profilul economic mi-a pus într-adevăr bazele unei profesii, însă dragostea pentru scris m-a făcut să mă duc spre copywriting. În încheiere, vreau să urez la mulți ani Colegiului Tehnic Danubiana, la mulți ani colectivului de profesori, ce generație după generație sunt sufletul acestui liceu, care mi este foarte, foarte drag. Să fie mulți ani plini de succese și satisfacții profesionale, dar și personale. Și dacă profesorii sunt sufletul liceului, eu cred că elevii sunt pulsul, așa că astăzi sărbătorim și noi împreună cu domniile voastre această aniversare. Actualilor elevi, le-aș da un sfat în încheiere. Și anume, citiți tot ce vă pică în mână și fiți foarte atenți la lecțiile ce nu le găsiți în manuale. Vă veți prinde voi pe parcurs la ce vă vor folosi. La revedere! Bună ziua! Numele meu este Varmar Nicolae și sunt din Republica Moldova. Am făcut parte dintr-o generație de vis 2012-2016 al Colegiului Tehnic Danubiana Roman. Aveam dar 16 ani când tata m-a lăsat în fața porții și mi-a zis: de aici te descurci, pentru că pierdea ultima cursă către casă. 2 luni mai târziu, unii dintre colegii mei mi-au devenit frați. Unii dintre profesori, secretare, diriginta, mi-a devenit familie și părinți. M-am acomodat foarte ușor, deși aveam o viață foarte comodă acasă. Tot acolo mi-am făcut și o iubită, care astăzi este soția și mama copiilor mei. Am învățat de toate acolo, pe lângă matematică, geografie, economie, contabilitate și altele care astăzi le folosesc zilnic. Țin să mulțumesc din suflet și din inimă cadrelor didactice și al tuturor persoanelor de acolo, pedagogi, portari, tâmplari, bucătărese, personal de curățenie și alții, care cu siguranță au contribuit și au avut un efect pozitiv în ceea ce sunt eu astăzi. Astăzi locuim în Cluj-Napoca, după ce am absolvit facultatea. Avem o familie frumoasă, avem o firmă cu 12 angajați, suntem în dezvoltare. Suntem bine. Aș putea să vă povestesc 2 zile în ceea ce a contribuit Liceul 4 în viața mea și a familiei mele, dar mă opresc aici. Mulțumesc frumos și la mulți ani, Colegiul Tehnic Danubiana Roman!